Întreținerea regulată prelungește durata de viață a echipamentelor dumneavoastră electrice. De aceea, întreținerea acestora în centrul nostru de service este cea mai bună investiție. Pentru a garanta permanent o funcționare optimă a produsului, precum și pentru a vă asigura propria voastră securitate, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Persoana care va instala pompa este responsabilă pentru realizarea conexiunilor electrice la rețeaua electrică principală în conformitate cu reglementările naționale în vigoare. Persoana care va realiza conexiunile electrice trebuie să fie o persoană competentă și autorizată. Verificați dacă datele de pe plăcuța de identificare a produsului corespund condițiilor de lucru. Dacă există vreo problemă, contactați imediat furnizorul specificând tipul defectului. Când se efectuează conexiunile, asigurați-vă că există un circuit cu împământare eficient, după care conectați fazele respectând diagrama de pe carcasa blocului de conexiuni sau de pe plăcuța de identificare. Pompa este fabricată și funcțională pentru o tensiune de 230 V la 50 de Hz. Verificați tensiunea rețelei de alimentare cu energie electrică înainte de a începe să lucrați cu pompa. Umpleți corpul pompei cu apă curată înainte de a o porni. Turnați apa prin orificiul de amorsare, eliminând aerul. După încheierea operațiunii, puneți la loc dopul orificiului de amorsare și porniți pompa. Amorsarea pompei trebuie repetată de fiecare dată când aceasta nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp sau dacă există aer pe conductă. Important! Nu lăsați pompa să funcționeze fără apă. Dacă din greșeală se întâmplă acest lucru, opriți pompa, așteptați să se răcească, după care amorsați-o folosind apă curată. Intră chiar acum pe micul-fermier.ro și comandă gama completă de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă. The Tools, un brand Micul Fermier. Micul Fermier. Creștem împreună!